Salutare! Dacă ai un magazin online și vrei să-ți crești valoarea medie a comenzilor sau valoarea costului de cumpărături, neapărat trebuie să te uiți la acest material până la final, pentru că urmează să descoperi cum poți să faci acest lucru foarte simplu din punctul meu de vedere. Practic, acest episod este o continuare a seriei noastre în care discutăm despre potențialul de creștere al afacerii tale. Și am discutat despre achiziția de trafic, transformarea utilizatorilor în contacte și acum discutăm despre cum să câștigăm mai mulți bani de la clienții pe care am început să-i câștigăm în episodul trecut, bineînțeles. Și înainte de toate vreau să spun că eu sunt Cosmin Dărăban, CEO și cofondator al platformei GoMax și îți recomand să te abonezi neapărat la acest canal pentru că urmează o mulțime de informații extrem de utile pentru tine și mai ales pentru business-ul tău. Știi că dacă vrei să îmbunătățești sau vrei să crești un număr, prima dată trebuie să cunoști numărul respectiv. Respectiv, trebuie să cunoști care este valoarea medie a comenzilor în magazinul tău online în această perioadă. Și aici poți să intri foarte simplu în dashboard-ul din platforma GoMax, să te uiți jos, să vezi care este valoarea medie a comenzilor pe care tu o ai. În funcție de industrie, lucrurile poate să diferă. Și acolo, uneori, treburile sunt liniare sau poate să existe diferite spike-uri. Ar trebui să înțelegi ce se întâmplă în acele spike-uri. Ok, după ce ai văzut care este valoarea medie pe ultima lună sau ultimele săptămâni, ar trebui să îți pui un obiectiv. Care este procentul sau cu ce sumă ai vrea să crești valoarea medie a cumpărăturilor, a costului de cumpărături în magazinul tău online? Pentru că vrem să-l creștem, dar trebuie să știm cu cât. Cu 10, 20, 30%? Și iar, recomandarea mea ar fi să fii cât mai realist. Vrei să crești cu 100%? Băi, se poate în anumite situații, dar cred că nu e momentul să trecem așa de la 0 la 100. Adică dacă n-ai făcut nimic până acum, vrei neapărat să dublezi. Hai să fim cât mai realiști. După ce ai stabilit și acest obiectiv, pasul 2 care ți-l recomand este să mergi să te uiți la top produse vândute. Care sunt primele 10-20 de produse pe care tu le vinzi cel mai ok. După care, fie acolo, fie în Excel, fie într-un planner sau într-o foaie, notezi suma, valoarea produselor care se vând cel mai ok. Și te uiți dacă această valoare a produselor respective este undeva în media produselor sau pe aproape. După care, ce mai poți să faci este să mergi să te uiți la comenzile din administrare din CRM care sunt apropiate de media comenzii pe care tu ai, media sumei respective. Probabil ai comenzi care sunt mai mari, sunt mai mici, dar ai undeva și comenzi în media respectivă. Și acolo, pe acele comenzi, la acele comenzi, poți să mergi să te uiți în detalii comandă, să vezi care sunt produsele comandate de către clienții tăi, care sunt asocierile de produse care s-au întâmplat acolo. Și începi să înțelegi mai bine care este comportamentul clienților, ce se întâmplă din acest punct de vedere și ce ai putea tu să faci în continuare pentru a-ți crește această valoare, valoarea asta a medie a cumpărăturilor, bineînțeles. Ar fi indicat să te uiți și să știi care este costul de achiziție al clienților. Să înțelegi cât te costă pe tine să faci o vânzare. Și întotdeauna am recomandat să ducem spre zero sau să fim cât mai creativi, să facem acel marketing foarte smart din punctul meu de vedere, care să-ți permită să diminuezi foarte mult sau să-ți acoperi foarte rapid costul de achiziție client. Și crede-mă, se pot face o mulțime de artificii din acest punct de vedere și o parte dintre ele le-am discutat și le găsești și în acest material, bineînțeles. Și după ce ai identificat cele mai bine vândute produse sau produsele care fac parte din comenzile care au valoarea asta medie pe care tu o ai și vrei să le crești, îți recomand să intri pe detaliu produs, să-ți deschizi un Excel în Google Drive, să mapezi acolo toate link-urile de la produsele astea, să faci o analiză a paginii de produs. Să te uiți dacă produsele respective sunt o ofertă sau nu. Să te uiți la brandul produselor respective, prețul deja îl cunoști, și să te uiți cum este făcută prezentarea, câte imagini ai la produs, cum este făcută descrierea și câte testimoniale ai la produsul respectiv. Mai departe ar fi recomandat să te uiți de unde primești trafic, de unde vin comenzile pentru acele produse. Din SEO, din Google Ads, din Facebook Ads, din e-mail, din afiliere, din campaniile cu influencer, tu știi cel mai bine ce ai făcut. De aceea recomandam, când spuneam să faci campanii de marketing, să mapezi acolo, să scrii tot ce ai făcut, ce a funcționat, ce nu a funcționat, pentru a-ți face temele și mai bine data viitoare. Și după ce ai aceste informații puse la punct, te uiți la ce ai putea să faci în plus, ce alte asocieri ai putea să aduci la cele produse, asocieri de produse, să oferi clienților tăi o valoare mai mare. Și aici intervin aplicațiile din GoMax și prima dată îți recomand să folosești aplicația de produse Bundle,
care îți permite să faci pachete de produse. Un produs cumpărat este o sumă, dar când cineva cumpără, face o achiziție formată din 2 sau 3 produse la un super pachet, cu siguranță tu poți să-i oferi un discount. Și aici poți să faci o asociere cu produsul cel mai bine vândut, cu alte produse mai puțin bine vândute. Astfel faci o rotație a stocurilor și tu o să fii câștigător dacă nu lași acolo produsele care nu se vând să iasă din garanție sau să nu ți le mai primească furnizorul sau pur și simplu nu mai ai ce să faci cu ele. Sau, în funcție de ce ai văzut tu acolo că adaugă clienții, faci un upsell. Vii cu o variantă ceva mai scumpă pentru acele produse. Întotdeauna să te gândești la care este procentul pe care tu vrei să-l crești, la valoarea asta media comenzilor, și produsele pe care tu le adaugi acolo să fie în această medie. Nu încerca să ai diferențe foarte mari sau să faci diferite teste pe partea asta de pricing, pentru că este un lucru foarte sensibil și toate trebuie să făcute gradual din acest punct de vedere. Ce mai poți să faci în această situație? Să pui cadouri în funcție de diferite praguri de cumpărături. De exemplu, dacă îți stabilești că vrei să crești valoarea coșului de la 250 de lei la 300 de lei, cred că este un scenariu foarte realist din punctul meu de vedere. Poți să oferi, de exemplu, transport gratuit. Peste comenzile care sunt peste 300 de lei, oferim transport gratuit. Sau poți să oferi cadouri în coșul de cumpărături. Și chiar poți să notifici utilizatorii despre acest lucru în Hello Bar. Hello Bar la nivel de categorie sau pentru site-ul. Toate cumpărăturile care depășesc suma de 300 de lei primesc un cadou surpriză din partea noastră. Vezi ce se întâmplă. Sau tot cu partea asta de produse cadou, poți să faci upsell în coșul de cumpărături. Dacă s-a adăugat diferite produse din diferite categorii, tu poți să faci asocieri, să vii cu recomandări de produse pe care oamenii le pot adăuga și să-ți crești valoarea coșului de cumpărături până acolo unde îți dorești tu, bineînțeles. Și crede-mă, cum întotdeauna am recomandat, în funcție de cum parcurgi informațiile oferite de noi, să faci o paralelă între business-ul tău, ce ai făcut până acum și ce poți să faci în continuare. Pentru că sunt scenarii care se potrivesc acum, sunt scenarii care se potrivesc altcuiva, sunt scenarii care o să se potrivească mai încolo. Dar cu siguranță ceva trebuie să faci pentru că se potrivește 100% și pentru business-ul tău. O altă aplicație de care am vorbit de foarte, foarte multe ori și are impact direct în valoarea comenzilor și a costului de cumpărături este aplicația Otto. One Time Offer, care îți permite ție să oferi alte produse la o super ofertă atunci când clientul este pregătit să finalizeze comanda pe care o are. Și acolo, în funcție de ce a comandat acolo sau în funcție de produsele pe care le are în coș și ce ți-ai mapat înainte, poți să vii cu alte recomandări în funcție de suma respectivă și poți să-ți crești foarte simplu valoarea coșului de cumpărături, poți să te scapi de stocuri. Clienții folosesc această aplicație în diferite moduri și sunt super creativi și vă felicit pe toți care folosiți partea asta. Ce poți să faci mai departe? Poți să oferi un voucher, poți să oferi această strategie de cashback. Practic, poți să oferi un voucher pentru următoarea achiziție, nu știu, 10-20%. Nu-i dai un discount pe moment sau spui pentru comenzile care au peste 300 de lei, vă dăm un voucher pentru următoarea achiziție. Și atunci tu ai început oarecum și procesul ăsta de fidelizare, dar discutăm în episodul următor despre retenție și cum să-ți aduci clienții de mai multe ori pe an în magazinul tău să cumpere și o mulțime de lucruri foarte interesante. Deci neapărat trebuie să te abonezi la canalul nostru pentru că urmează episodul cu numărul 5. Săptămâna viitoare. Și îți pregătești astfel audiența să vină înapoi să facă o achiziție. Și te asigur eu că un procent din cei care aleg să facă acest lucru acum, care adaugă produse în coș în valoare de peste 300 de lei și își doresc acel voucher, o să se întoarcă înapoi. Și dacă tu comunici corect și constant cu ei, procentul acesta o să crească și mai mult. Până acum am vorbit de aplicațiile pe care le poți folosi în platforma Gomag și care ai văzut că au impact direct, pentru că, repet, magia cumpărătorilor se întâmplă în magazinul tău. Și acolo trebuie să fii foarte atent la emoția pe care o poți transmite clientului și să îi declanșezi dorința pentru produse și încrederea de a cumpăra de o valoare cât mai mare. Acum o să mergem puțin mai departe și o să îți dau niște ponturi pe care tu poți să le aplici dacă ai o comunicare bună cu comunitatea ta, cu urmăritorii de pe Instagram sau de pe Facebook sau ești constant în newsletterele tale. Am recomandat de foarte multe ori să menții și o continuare a
comunicării cu audiența ta și pe newsletter. Așa că tu periodic poți să vii cu astfel de abordări, astfel de oferte și în postări sau în story-uri sau pe newsletter-ul tău, să le spui că în perioada respectivă sau în următoare 3 zile poți să faci campanii de astea fulger pe perioade foarte scurte, să le spui că toate comenzile în valoare de peste 300 de lei beneficiază de diferite cadouri sau discounturi sau vouchere și așa mai departe și te asigur eu că funcționează. Mai ales că limitezi foarte mult perioada asta. Spui că doar pentru 2 zile sau doar pentru 3 zile și că stocurile sunt limitate și întotdeauna să folosești și marcajele promoționale. Este foarte important să te uiți la ce se întâmplă în business-ul tău și să stabilești praguri reale pe care poți să le atingi în procesul ăsta de creștere, să treci foarte rapid la acțiune, pentru că acțiunea face diferența, și să notifici, să vezi ce a funcționat, ce a funcționat bine, ce a funcționat mai puțin bine, să vezi cum poți să faci lucrurile mai bine data viitoare. Și înainte de încheiere, mai vreau să-ți dau un sfat, să te uiți în contul tău de Analytics la produsele care primesc foarte mult trafic, dar nu au o rată de conversie foarte ok. Să vezi ce poți să îmbunătățești acolo, pentru că este clar, lumea își dorește acel produs, dar probabil ai tu acolo ceva de optimizat. Probabil prețul, și dacă este prețul prea mare, sau nu știi cum este prețul, îți recomand să te uiți puțin în industrie, în piață, să faci un research, să vezi restul cum le vând și te mai poți juca acolo cu pozele de produs, cu descrierea sau cu oferta pe care tu o vezi ca și client, sau cum o vede clientul tău în magazinul tău. Și acum poți să-mi lași un comentariu cu provocările pe care tu le ai pe acest subiect. Ce ai făcut sau ce vrei să faci și nu reușești pentru a-ți crește valoarea medie a comenzilor din magazinul tău online, sau cum să motivezi oamenii să-ți dea mai mulți bani pentru comenzile respective. Și dacă ți-a plăcut acest episod, poți să-l recomanzi prietenilor sau partenerilor tăi. Sunt absolut sigur că cineva o să aprecieze o astfel de informație primită gratuit, pentru că are impact direct în business-ul lui dacă alege să implementeze aceste sfaturi și recomandări. Și în continuare, poți să ne dai un like și te poți abona la canalul nostru, pentru că urmează să primești și alte informații extrem de utile pentru tine și business-ul tău. Și până data viitoare, spor la acțiune și multă, multă sănătate!